Bine v-am găsit, dragii mei! În activitatea de astăzi vom realiza experimente care vizează dizolvarea și vom determina care sunt factorii care influențează procesul de dizolvare. Vă amintiți ce este dizolvarea? Desigur, dizolvarea este procesul prin care particulele unei substanțe se răspândesc și se amestecă uniform printre particulele altei substanțe. După aceste experimente, veți afla cum este influențată dizolvarea de următorii trei factori: temperatura substanțelor, mărimea particulelor, dar și agitarea amestecului. Sunteți gata? Pentru primul experiment aveți nevoie de două pahare, ceai rece și cald și două linguri de miere. Puneți ceai rece într-un pahar și ceai cald în alt pahar. Acum adăugați în fiecare pahar câte o lingură de miere. Cronometrați și notați în tabel timpul în care particulele de miere devin invizibile, fără a acționa în vreun fel asupra amestecurilor. Ați observat că timpul de dizolvare a mierii din paharul cu ceai cald este mult mai mic decât timpul de dizolvare a mierii din paharul cu ceai rece? Putem concluziona că dizolvarea substanțelor depinde de temperatura lichidului în care sunt puse. În cazul experimentului nostru, în paharul cu ceai cald, mierea s-a dizolvat foarte repede. Așadar, cu cât temperatura substanței în care se dizolvă este mai mare, cu atât mai repede se va dizolva substanța adăugată. Pentru al doilea experiment, avem nevoie de două pahare, apă, o linguriță de sare fină și o linguriță de sare grunjoasă. Puneți apă în două pahare. Într-un pahar adăugați o linguriță de sare grunjoasă, iar în celălalt pahar o linguriță de sare fină. Cronometrați și notați timpul în care particulele de sare devin invizibile, fără a acționa în vreun fel asupra amestecurilor. Ați observat desigur că sarea fină s-a dizolvat mult mai repede decât sarea grunjoasă. Putem astfel concluziona că dizolvarea substanțelor depinde de mărimea particulelor. Cu cât particulele substanței care se dizolvă sunt mai mici, cu atât procesul de dizolvare va fi mai rapid. Pentru al treilea experiment, aveți nevoie de două pahare, limonadă, miere și o linguriță pentru amestecat. Turnați limonadă în două pahare. Acum adăugați în fiecare pahar câte o lingură de miere. Porniți cronometrul. Într-unul din pahare amestecați energic cu lingurița. Notați timpul în care a dispărut mierea. Se observă cum, în paharul în care am amestecat cu lingurița, mierea s-a dizolvat foarte repede, în comparație cu mierea din paharul asupra căruia nu intervenim cu nimic. Putem spune că timpul de dizolvare este influențat de agitarea amestecului. Așadar, am aflat din aceste experimente că factorii care influențează dizolvarea sunt temperatura, dimensiunea particulelor și intervenția asupra amestecului. Nu uitați, atunci când faceți experimente, trebuie să fiți în compania unui adult. Eu sunt Nicoleta Gâdea și vă aștept și la alte activități interesante. Pe data viitoare!